viitorului în Ghencea. O centrare acum, o minge cel vizat pe Alexandru Lazăr. Latovlevici a pierdut foarte lejer duelul aerian, însă e ceva obișnuit în jocul fundașului stânga de la Steaua. Foarte bun în ofensivă. Lui Cârstocea nu iese pasa pentru Gavra, decât acum se întoarce Gavra și șutează, însă o face slab, prinde Tătărușanu. Rezervă, Chipciu pentru Gabi Iancu, șut de la distanță al lui Iancu, mingea se duce însă peste poartă. Și golurile sale au dus-o pe Steaua în grupele UEFA Champions League. Acțiune și să cadă. Acum poate fi pericol la poarta lui Balaurul. Steaua față în față cu golul de 1-0. Întârzie însă Chipciu. Chipciu a vrut să-l dribleze pe Balaurul. Iată cum Steaua e pusă în prima situație mare de gol după un tackling nereușit acolo al lui Daminuță, cred că el a fost cel care a încercat să respingă din fața unui stelist. Încă o dată acțiunea lui Cârstocea, care cade fără să fi fost faultat. Balaj a lăsat jocul să continue. Doșca e cel care calcă această minge, un balon deviat. Va fi doar repunere din 6 metri. Alexandru Lazăr, cel care a șutat. Doar mi s-a părut că mingea a fost deviată, nici vorbă. Culoar bun de șut pentru mijlocașul celor de la Viitorul. Pupintili din nou spre Adi Popa, care încearcă să salte această minge în spatele lui Mitrea. Riscant intervenția lui Balauru. Lasă jocul să continue Cristi Balaj. Adi Popa vine cu centrarea. Pare bine acolo Gabi Iancu, însă prinde mingea când era deja dincolo de punctul maxim al săriturii. A intrat prea mult în acest balon Iancu. Și aici revedem duelul dintre Balauru și Chipciu. Intervenție regulamentară a lui Balauru, a ajuns înaintea lui Chipciu, a reușit să îndepărteze mingea cu palma dreaptă. Dacă n-ar fi făcut-o, ar fi fost lovitură de la 11 metri pentru doar 0-0. Acum Chipciu cu o pasă puțin prea în față, Prepeliță agață acest balon, cer lovitură de la 11 metri steliștii. Cert e că Prepeliță a căzut acolo. Ușor împins, cred, de un adversar. Iată vine Cârstocea, care îi dă un brânci discret lui Prepeliță. Nu e tocmai regulamentară intervenția lui Alin Cârstocea în fața lui Prepeliță, care reușise să înțepe acea minge destul de ușor. A avut coechipieri celebri, a văzut de aproape mari jucători ai Europei. Iancu reușește mare lucru, iar golul lui Latovlevici cu dreptul este de-a dreptul fantastic. Iată, mai devreme Latovlevici a avut o execuție lamentabilă cu piciorul drept. Acum plasează mingea în vinclu, minutul 39, 1-0 pentru Steaua. Omul execuțiilor spectaculoase, Iasmin Latovlevici, mai marchează un gol numai bun de pus în ramă, cu dreptul ala del Piero, dacă vreți. Iată-l pe Latovlevici, executându-l pe Balauru cu această virgulă splendidă. 1-0, așadar, pentru Steaua pe terenul Viitorului. O primă repriză complicată, totuși, în care Steaua a jucat destul de rău. Acum Chipciu pentru Iancu, gol! 2-0 Steaua, minutul 40, iar cei care au speculat pe marginea acestei partide n-au de ce să mai facă treaba asta. Steaua rezolvă practic în 2 minute
soarta celor 3 puncte. La Toplevici, minutul 38 și Gabi Iancu, minutul 40, autorii celor 2 goluri, în care Steaua intră confortabil la vestiare. Cât de ușor a trecut acolo Chipciu de Mitrea. Altruist Chipciu, l-a văzut bine pe Gabi Iancu. Nu se poate vorbi de poziție de offside. Ce preluare face Chipciu aici pe lângă Mitrea? E clar viteză superioară pentru șeptarul Stelei în vara precedentă. N-a jucat însă foarte mult în Franța. A împrumutat acum la Giannina în Grecia. Chipciu șutează în plasa laterală după o acțiune pe care el și-a creat-o cu insistența cu care a urmărit mingea în duelul cu Toșca. Poate cel mai important este cel egalizator din partida cu Dinamo, din Ghencea. Un șut bun! Gol! 3-0! Înscrie Claudiu Cheșeru la prima atingere de balon în minutul 50. Încă o reușită pentru mijlocașul ofensiv adus din Franța. Și meciul acesta e gata. Steaua face scor la Chiajna împotriva Viitorului. Balauru scapă mingea în poartă degeaba. Își ceartă fundașii. Vedem mai bine pe această fază șutul lui Cheșeru. Balauru nu era pregătit pentru o astfel de execuție. O execuție frumoasă, însă nu putem spune despre șutul lui Cheșeru că a fost imparabil, așa cum a fost execuția lui Latovlevici. Deci numărul mare de atacanți nu-ți garantează nimic. Acum șansă pentru Viitorul. Ocazie pentru Accente, blocat de Tătărușanu, care îl ceartă pe Varela. Un șut puternic al lui Accente, insuficient însă pentru a-l învinge pe portarul campioanei României. S-au dus cele 3 minute de prelungire, iar Cristi Balaj îi face semne lui Balauru să îi trimită mingea. Final de meci, Latovlevici a marcat un gol splendid. El a fost cel care a deschis Stelei drumul către victorie. O nouă partidă nereușită a echipei lui Gică Hagi, care pleacă supărat.